Bună ziua, dragilor! Astăzi vă voi arăta pas cu pas cum puteți realiza un item obiectiv de evaluare tip răspuns cu alegere multiplă pe platforma Learning Apps. Am accesat platforma Learning Apps. Acum mă voi conecta. Dacă nu aveți un cont, creați-vă un cont apăsând Creează cont nou. Eu mă voi loga folosind adresa curentă de e-mail. Este gratuit să te înregistrezi pe Learning Apps. Apoi, apăsați opțiunea Alcătuiește un exercițiu. Nu uitați să selectați limba română din partea dreapta sus. Eu am selectat limba română, merg la Alcătuiește un exercițiu. De aici selectez opțiunea Quiz cu alegere multiplă. Am aici și câteva exemple. Eu voi alcătui un exercițiu nou cu ajutorul opțiunii Alcătuiește exercițiu nou. Punem titlul exercițiului în secțiunea indicată, titlul exercițiului. Voi alege o temă din matematică. Divizibilitatea. Cerința. Și voi pune aici. Alege răspunsul corect la următoarele întrebări. Iar dedesubt, voi mai da o indicație. Nu uita să îți reamintești criteriile de divizibilitate ale numerelor naturale și voi mai adăuga aici criteriile de divizibilitate cu 2, 3, 4 și 5. Pot adăuga acest lucru chiar și în introducere. Spre exemplu, alege răspunsul corect la următoarele întrebări. Nu uita să-ți reamintești criteriile de divizibilitate cu 2, 3, 4 și 5. La introducere apăs text. Am copiat acest text. Și apoi îl inserez. Apoi trec la alcătuirea întrebărilor. Prima întrebare. Pot pune text, imagine, text la audio, audio sau video. Eu voi folosi text. Care dintre următoarele numere este divizibil cu 2? Răspuns, din nou adaug câte opțiuni de răspuns vreau. Eu apăs pe text, prima variantă. Voi pune 3, o variantă care nu este corectă și atunci nu bifez opțiunea corect. Al doilea răspuns, 46. Și pentru că este corect, bifez opțiunea corect. Mai adaug încă două variante de răspuns. Pun aici 15. Și 7. Apoi trec la următoarea întrebare. Adaugă altă întrebare. Apăs opțiunea adaugă altă întrebare. Întrebarea din nou text. Care dintre următoarele numere este divizibil cu 3. Adaug opțiunile. Pot să mă folosesc chiar de numerele anterioare, să pun aceleași variante de răspuns, dar acolo aș avea două variante corecte. Așa că voi selecta ca primă variantă, din nou voi folosi numărul 46, apoi 40, 7 și 15, care va fi și varianta corectă. Și pot adăuga câte întrebări doresc eu. Apoi, la sortează întrebări, putem sorta întrebările după mai multe criterii. Cum e afișat mai sus, așa cum le-am pus noi, sau să fie afișate în ordine aleatoare.
Bifez opțiunea evaluare finală dacă doresc ca elevul să nu afle punctele obținute și răspunsurile corecte decât la final, să vadă câte răspunsuri au fost corecte. Dacă vrem să primească după fiecare întrebare să fie evaluat și să afle dacă a răspuns corect sau nu, nu bifăm această opțiune. Eu voi bifa această opțiune. Putem alege și o imagine de fundal, iar la final un feedback. Spre exemplu, putem pune aici, felicitări, ai terminat testul. Asistență, dacă vrem să-i punem atunci când dăm dreapta sus pe acea iconiță cu semnul întrebării, să-i oferim asistență. Spre exemplu, aici îi putem indica, amintește-ți criteriile de divizibilitate cu 2, 3, 4 și 5 ale numerelor naturale. Apoi apăsăm lansează și previzualizează când am terminat. Și putem vedea cum arată exercițiul nostru. Alege răspunsul corect la următoarele întrebări. Nu uita să-ți amintești criteriile de divizibilitate. Reamintești criteriile de divizibilitate cu 2, 3, 4 și 5 ale numerelor naturale. Apăs OK, văd și aici din nou această indicație și apăs pe săgeata albastră din dreapta pentru a începe exercițiul. Care dintre următoarele numere este divizibil cu 2? 46, bifez pe pătrățel, mi-arată că am trecut mai departe. Care dintre următoarele numere este divizibil cu 3? Proiecte 15 și apoi felicitări termina testul și mi-arată scorul. 2 din 2 răspunsuri corecte, 100%. Dacă vreau să salvez exercițiul, apăs salvează exercițiul. Dacă vreau să îl mai modific sau să mai adaug ceva la el, apăs adaptează din nou. Eu îl voi salva. Îmi cere apoi, îmi arată din nou exercițiul și îmi arată că acest exercițiu a fost salvat în exercițiile mele, acolo unde îl pot găsi eu, în galeria mea, la lucrurile mele sau exercițiile mele. Apoi, pot să generez un cod QR pentru acest exercițiu pe care să-l inserez, spre exemplu, într-un material video sau linkul pe care pot să-l pun pe Classroom, pe Teams și pot să-l folosesc pentru a da elevilor, spre exemplu, ca temă pentru acasă acest link sau pot să-l adaug în descrierea unui material video sau unei resurse educaționale deschise pe care o realizez. Dragilor, acesta a fost tutorialul. Eu sper că va fi de folos și vă va ajuta în realizarea unor item obiectiv de evaluare, răspuns cu alegere multiplă. Până la următoarea noastră întâlnire, eu vă doresc sănătate și succes!